Îl avem pe omul din Crevedia, care este la biblioteca din Crevedia, dar la biblioteca personală din Crevedia, care cred că e cea mai importantă din Crevedia. Mă refer la Marius Ghilezan, Crevedia, pe unde am trecut ieri, dar n-am avut timp să mă opresc pe la tine, să nu mă cerți. Eram în drum spre o nuntă. Crevedia care e săpată și pe stânga și pe dreapta, uite așa se joacă fata. Numai șanțuri erau pe acolo și blocaje rutiere. Marius Ghilezan, bun revenit la Gol de Fel. Bun regăsit! Nu vreau să discutăm despre Crevedia. Am văzut că prietena noastră, Floriana Jucan, este foarte curioasă cu interviul pe care l-a realizat cu mari eroi care au dat foc aproape localității. Nu contează. Ajungem la subiectul de mai mare amploare financiară. După aia vreau să discutăm puțin despre alegerile din București și Portugalia, după cum am anunțat. Subiectul Roșia Montană, în calitatea ta de vechi în acest domeniu, de om care știe de la început ce s-a întâmplat, ai scris, ai comentat de multe ori, sunt foarte curios de concluziile tale acum, după încă o etapă de mare joc public pe subiectul Roșia Montană. Te rog, Marius. Păi în cursul dimineții de ieri am făcut un podcast pe misteriosul personaj care a câștigat procesul Roșia Montană. Și am identificat doar pe George Soros, cel care avea inițial acțiunile consistente, în jur de 40%, și în 2004-2006 a pierdut războiul cu John Paulson, un investitor de hedge fund din Rhode Island, din insula de lângă New York, și Benny Steinmetz, care au apărut undeva mai târziu. El a organizat întreaga opoziție, toate ONG-urile alea, al Burnus Mayer, toate erau persoane angajate la Roșia Montană Gold Corporation. Pentru ascultătorii noștri care nu sunt în temă cu subiectul, în 1997, Călin Popescu-Tăriceanu semna un acord între Mining Vest, Mining Deva și Gabriel Resources. Dar de fapt, înainte, pe baza acestui document de asociere, Frank Tinish s-a urcat pe bursa din Toronto și a capitalizat rapid 2 milioane de dolari, cât ar fi fost necesare pentru explorare. Explorarea unde se pun niște țevi, nu știu ce, și s-a, ce spunea Vadim Tudor, că s-au dus la Londra tot felul de bucăți de zăcăminte. De fapt s-au dus la laborator să se vadă cât aur, cât argint, cât cadmiu, cât cobalt este acolo, și s-a ajuns la concluzia că aurul poate fi exploatabil fiind într-o doză de 0,900 nu știu cât pe tonă. Și vreau să subliniez faptul că vorbești de niște evenimente întâmplate, prieteni, acum 27 de ani, când poate unii dintre voi nici nu erați născuți. Te rog să continui, Marius. Așa, în momentul maturizării și găsirii unor elemente consistente și exploatabile, în urma publicării raportului geodezic, brusc acțiunile lui au crescut la 100 și ceva de milioane de dolari canadieni. Atenție, dolarul canadian este mai mic decât dolarul american. Și a vândut pe bursă o parte din acțiuni și 80 de milioane a luat de la George Soros, a vândut lui. Mă rog, și mai erau Paulson, pe vremea aia nu erau certați Paulson cu Soros. Între timp s-au certat între ei pe anumite mine din Africa. Deci vorbim de un român, Frank Timiș, suspectat că ar fi fost securist, că era în legătură cu serviciile secrete, cu fosta securitate înainte de 89. Deci unul care a fost suspectat că a fost securist, dar niciodată n-a dovedit că n-a fost securist, a făcut o șmecherie cu aurul de la Roșia Montană și s-a îndestulat, să zicem, cu aproape 100 de milioane, el personal. Da, și pe banii ăștia, un om simplu, fără școală.
a mai deschis alte mine și peste tot în Africa face așa, aduce la o anumită maturitate în evoluția unei companii, pentru că există explorarea, după aceea analizele de mediu și așa mai departe, până la exploatare sunt niște pași foarte greu de admis. Între timp vine Băsescu care face o vizită acolo și Anca Alexandrescu a prezentat cât a urcat pe bursă, a ajuns la sume colosale pe bursă în urma vizitei, a ajuns la 80 și ceva de dolari. Acum este blocată bursa, așteptăm la ora 17 să vedem dacă se deblochează 0,87 dolari canadieni pe o acțiune. Da, hai să nu dăm așa multe cifre, să vorbim de că se încurcă lumea. Știi? Adică tu vrei să ne spui, dom'le, prin deciziile și vizitele lui Băsescu, cineva a câștigat per global multe zeci, sute de milioane sau miliarde, nu? Da, și atunci încă din anii 2012-2014 ne-am pus, încă pe vremea aia jucam consistent pe bursă și pentru telespectatorii noștri să înțeleagă foarte clar, una este aurul brut și celălalt este acțiunile în aur, cele care sunt, au ajuns joi la o sumă record de 2180 de dolari americani uncia. Deci sunt lucruri total diferite. Pe vremea începerii negocierilor cu guvernul Ponta, uncia era, așa ca o comparație, 900 de dolari pe bursele americane. Au fost niște fluctuații foarte mari pe bursă în perioada mandatului Băsescu-Ponta. În 2015, Dacian Cioloș a făcut prima încercare de introducerea sit-ului în UNESCO, adică depunerea unui capac, așa, un fel de umbrelă NATO care protejează zăcământul. N-a reușit în prima fază să-l înscrie. A reușit prin guvernul Orban, de largă respirație useristă și penelistă. Așa. Acțiunile s-au prăbușit total în această perioadă. În 2015, Gabriel Risorsi s-a dat în judecată statul român la tribunalul de arbitraj, la curtea de arbitraj ICSIDU de la Washington, flancată în stânga de Langley, de ulița Langley, dincolo peste apă de Pentagon, deci este pusă într-un loc strategic. Procesul, statul român a fost asistat nu doar de Codruța Leaua, care este atât de marketizată și împinsă în față, ci și de două companii britanice, case bune de avocatură, iar Gabriel Resources au avut alte case nu românești, cum s-a spus până acum. Și ce se întâmplă? Ajungem la zi. Înainte de anunțul făcut de Marcel Ciolacu, în 15 martie 2023, o acțiune era cotată la 0,24. Urmărind bursa în fiecare zi, scriind știri și așa mai departe, mă apucă râsul că după 3 săptămâni de analizare a coeficienților bursieri, lumea n-a înțeles nimic. Adică sunt unii lideri politici care trimit parchetul. De parcă, ba mai mult, unul mi-a și spus că, domne, tu l-ai învățat pe Marcel Ciolacu să joace acțiunile de acolo. Deci merge mai departe. După 10 zile, undeva prin 28, un UME de presă face o cerere pe legea 544 a informațiilor publice la Ministerul de Finanțe și vine răspunsul undeva pe la ora 17, suma de 6,7 miliarde de dolari, că asta ar fi pierderea statului român. Marcel Boloș se urcă pe un alt UME de presă și recunoaște că aceasta este suma. Eu, care am analizat foarte multe procese de arbitraj și chiar procesele civile sau penale românești, știm că accesul nostru la informațiile din dosar sunt limitate. Inclusiv avocații părților nu vor să ne dea date concrete din dosar, chipurile să nu influențăm negativ sau pozitiv judecătorii.
În a doua zi, asta se întâmpla în interviul lui Marcel Boloș, era undeva într-o zi de miercuri. Joi a explodat bursa, au crescut la 0,64, încheiindu-se la începutul lunii martie la 0,84. Ei, acum ce n-am scris eu, arătam fluctuațiile bursiere și spunând că, aici mi-am dat seama că n-or mers mai departe, ori luat tot ce am scris eu, că sunt milioane de acțiuni. Deci eu n-am făcut matematica, dar cea mai mare tranzacție a fost joi, înainte de anunțul câștigării procesului de către, în prima etapă, de către România, s-au tranzacționat 1.116 acțiuni. Deci o creștere de la 0,74 la 0,86. Tu ești mai bun decât mine la matematică. Per total înmulțește 1.100.000 cu 0,2 dolari canadieni și este o sumă ridicolă. Deci undeva la 200.000 de dolari canadieni, deci 140.000 de dolari americani câștigați pe zi. În 14 zile cât a durat balansul ăsta, în această perioadă. Dacă mergem însă, ca să înțeleagă cei care înțeleg, nici eu nu cred asta cu Ciolacu și manipularea bursei, în schimb cred manipularea bursei în perioada Băsescu-Ponta, când creșterile au fost uriașe, când valoarea de capitalizare bursieră a crescut de la câteva sute de milioane la câteva miliarde. De la 1,4 miliarde, atunci, bravo, da, și tranzacționările erau de ordinul zecilor de milioane de acțiuni. Deci ascultătorii noștri să înțeleagă, poți să câștigi pe bursă parind pe metoda Levier, cea mai ușoară pentru investitorii mici și mijlocii, adică mergem cu bani puțini și urcăm și vindem într-un moment de amplitudine pe care noi îl considerăm, și sunt acești jucători mari care cumpără pachete. Cumpără pachete pe termen lung. Așa și cu aurul, că prietenii ai noștri ne-au întrebat, zice, Marius, acum cumpărăm aur. Nici gând. Am scris că se preconizează că va fi 6.000 de dolari uncia în 2050. Deci nici gând. Nu poți să te arunci la ăstea, sunt cu capital mare de risc. Nu-i pentru toată lumea. Da, vreau să mai spunem că noi nu vorbim aici despre valoarea aurului și a metalelor rare, exact, de la Roșia Montană, ci vorbim despre capitalizare bursieră, pentru că aia este altă discuție și deocamdată se știe că minimum 20 de miliarde de dolari, minimorum 20 de miliarde de dolari ar valora doar aurul și argintul de la Roșia Montană, ne mai punând la socoteală. Pentru telespectatorii noștri care urmăresc fotbalul, diferența când vede acolo pe telemarket valoarea lui Drăgușin de 80 de milioane de lire sterline, aia e valoarea de piață a expunerii lui, pentru că el ca persoană nu se vinde, pur și simplu prin astea se fac niște... Și dacă ar mai fi dat și un gol ieri în meciul cu Aston Villa, atunci s-ar fi dublat valoarea, dar n-a dat gol, a jucat doar bine, da, lumea înțelege. Marius, vreau acum, înainte ca să anunț pentru subiectul nostru, îți dau o bombă care, desigur că nu mă cheamă nici Ion Cristoiu, nici Dana Budeanu, dar câteodată mai zic și eu lucruri, nu? Cum îmi place mie să mă prefac că nu mă laud. Acum un an am anunțat că Dan Șucu ar putea să fie candidat la primăria Capitalei și în timp ce tu ne vorbeai, acum 7-8 minute, Dan Șucu a intrat pe poarta centrală a sediului PNL, nevrând să dea declarații, dar mergând la o ședință cu liberalii. Că tot am spus noi că Dan Șucu va fi candidatul liberal, orică mai reluat. Asta e, închidem paranteza pentru că discutăm imediat. Revin la tranzacție cu niște întrebări. 1. Avocații au fi fost pricepuți. Dar tu știi bine cum merge justiția internațională, de la Curtea Penală de Justiție până la asta, la altă de arbitraje comerciale. Să-și închipuie cei care ne urmăresc că aceste procese de mare anvergură se câștigă cu avocați buni? Adică e suficient să ai un avocat bun și ai câștigat procesul? Sau se câștigă cam ca în România, pe aici, pe la noi,
cu intervenții subterane extrem de dure. Te rog. Deci ieri dimineață asaltat de întrebări de la oameni exact. Cu prestigiu în România, zic, băi, hai să fac un podcast, că nu era ziarul duminica, și zic, băi, misteriosul câștigător al procesului de la Roșia Montană Gold Corporation. Roșia Montană, celălalt, Gold Corporation e compania mixtă româno-canadiană. Și aflu că, de fapt, decizia n-a fost în unanimitate, așa cum se întâmplă îndeopște, ci a fost de 2-1. Jay Benga, chiar așa e, americanii zic Benga, așa, președintele ICSID-ului, chairman-ul, se pare că a votat, a făcut balansul, a votat în favoarea statului român. Cercetând un pic biografia lui Benga, aflăm că el a consultat din partea Băncii Mondiale guvernele vasale Washingtonului, de în Guatemala până în Africa, timp de 10-15 ani. Lăsând deoparte specialitățile, specializările făcute exact ca domnul Burdușa, deci același profil. Ce nu știe marele public este că fostul președinte al ICSID-ului a dispărut așa în neant. Dar sursele noastre spun că a fost prins cu 16 milioane de dolari în casă și ca să nu iasă un scandal total, pentru că ICSID-ul este o instituție independentă, o curte de arbitraj care a apărut și în România, dar nu prea e utilizată, aparține Băncii Mondiale. Ar fi fost o lovitură îngrozitoare. Și atunci a fost pus pe făraș, el dădea decizii în favoarea companiilor. Dacă răscolim un pic internetul, vom vedea că în procesul Croația-Mol, statul croat, pierzând 160 de milioane, a acuzat de corupție ICSID-ul și mai sunt câteva întâmplări publice. Deci, ICSID-ul nu este Dumnezeu. Am scris în editorial și în podcast să vă uitați de seară la regimul de pe în episodul 2 al filmului regimul de pe HBO Max. Este exact vinderea României, a resurselor României pentru umbrela NATO. Este fantastic. E un film. Cum îi zice la serial? De regim. Regimul. 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 Și începând de astăzi este al doilea episod. Eu am văzut primul, de-abia aștept să-l văd pe al doilea, dar mi-a spus cineva care l-a văzut. Deci Hollywood-ul e precumpănitor. Cert este că văzând această decizie de 2-1, neavând încă motivarea, am avut curajul să emit în eter și văd că nu m-a penalizat YouTube-ul, că de fapt marele câștigător este cel mai mare dușman al lui Paulson și al lui Benny Steinmetz, George Soros. De la Langley până la ICSID nu termină o cafea din aia de 4 dolari, din aia americanească. Nu termină. Când dea una din aia mare. Nu termin. Să mai ieși un parc lângă. Deci lucrurile așa se discută și foarte bine. Numai eu, tu și prietena noastră, Anca Alexandrescu, ne-am prins că de fapt aici nu a fost... Avem și noi informații de la Guvernul României. Strategia era anunțăm sumă mare ca să ne declarăm câștigători când se anunță 2 miliarde. Bravo, bine că ai amintit chestia asta, că astea erau chestiile de la Guvernul României care mergeau, care, despre care se vorbea. Dom'le, hai să anunțăm mult și după aia o să pierdem 2 sau 3 miliarde. Păi joi seara eram pe o televiziune și bunii tot spuneau, dom'le, pierdem. Și eu zic, câștigăm. Păi cum câștigăm? Păi zic simplu, dezvălui strategia Guvernului. Anunțăm mare ca să zică lumea, bă, dar ce fancy e, numai 2 miliarde. Și atunci plusul de comunicare era de 4,7 miliarde. Am câștigat! Și în loc de asta s-a căptușit Ciolacu, da, cu niște acuze, da, de manipularea... Dar,
Eu am spus tot în podcastul de ieri, văd că are o audiență foarte mare, zic că banii au rămas într-un jeb, cum zicem noi în Banat, într-un buzunar. Nu va fi, nu va trece mult, nu trebuie să Ciolacu să aștepte prea mult emisarul lui George Soros, care poate să fie o femeie, poate să fie un bărbat, poate să fie chiar de la ambasadă. Îi spune, bă, noi, asta e. Banii ăștia nu rămân în România. De fapt, sunt niște bani virtuali, ci vom plusa la Lockheed Martin, la Raytheon, la General Dynamic, care sunt în siajul e limpede, care e complexul militar-industrial. Asta să ne mai spui astăzi, că tot ce ai spus tu este logic, se vede, a priceput lumea acest joc și că nu depinde de noi și că de fapt nu depindea de nici un avocat, ci creăm iar eroi de tip ăla micu cu Trabucu, care ne-a salvat în procesul cu ucrainenii, a devenit erou național până când l-a luat Iohannis la Cotroceni, mă refer la Bogdan Aurescu. Dar pronosticul tău legat de viitorul aurului și a metalelor rare este că se va redeschide posibilitatea de ofertă, de nouă licitație, după ce va expira licența celor de la Gabriel Resources în iunie, la final. Deci din iulie se reîmpart cărțile și e posibil să putem vorbi de o exploatare de-a dreptul de data asta, având în vedere noua strategie și a BRICS-ului, care pune accent pe acest gen de resurse? M-am uitat pe marii producători de aur. Noi, dacă am fi singurii producători din lume, sunt, producția mondială este de undeva de 3000 de tone pe an. Numai în luna trecută, băncile centrale asiatice au cumpărat de 50 de tone numai într-o lună, în China și Singapore. În pandemie m-am uitat, China a cumpărat de 2000 și ceva de tone și Rusia 1000 și ceva. Deci, cererea este imensă și sunt doar 4 sau 6 jucători importanți, inclusiv familia imperială indiană, printre investitori. E un cerc închis. Eu, dacă găsesc aur aici, la mine, în grădină, nu vreau să-l exploatez la preț mic. Vreau să câștig, să am valoare adăugată mare. Deci acești mari jucători, pe cantitatea asta de 3000 de tone, care e insuficientă la ora actuală, dar care poate ține în joc China, pentru că de-dolarizarea, am explicat în editorialul de astăzi de ce a crescut fulminant și a doborât recordul mondial acțiunea pe aur, pe uncia de aur. Simplu, pentru că Fed-ul a anunțat că va scădea sub 5% rata dobânzilor, deci asta înseamnă un iureș pe piața de capital. Obligațiunile statului american se vând sub prețurile de dinainte de pandemie. Deci China, principalul cumpărător de obligațiuni americane, nu mai cumpără. Dolarul de o săptămână scade, astfel încât leu a ajuns la 5 lei vineri. Sper că astăzi la prânz să-l echilibreze Banca Națională a României, că are mecanisme. 3. Citeam în Financial Times, îți dai seama, bă, o gazetă de mare respirație economică și financiară. Zice, unul dintre argumente, scrie editorialistul pe prima pagină joi, creșterea aurului este că s-a deschis sezonul nunților în India. Bă, ne luați de proști? Nu, domne, am mai scris despre argumentele astea și Adrian Severin îmi spune, ai uitat cel mai important argument. Și zic, da, mă, în 38, în 1938, înainte de conferința de la München, Londra, Washingtonul, toate s-au căptușit de rezervele de aur. Deci frica de o extindere a conflagrației din Ucraina, de fapt ăsta este principalul argument al valorizării peste limită a unciei de aur
și în cazul în care declarațiile astea, cum mergem să luptăm cu gleznuțele goale și cu sprâncenații în Ucraina, va crește dolarul, pentru că lucrurile în viață sunt învățate la fizică, domn profesor, principiul vaselor comunicante. De la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Da. Deci, tu de fapt ne explici că perspectiva e ca marii rechini să revină pe teren pentru aurul de la Roșia Montana, argintul și restul metalelor rare din această vară. Și că cei care candidează și au funcții de tip Ciolacu, Ciucă, mă rog, Iohannis are funcție, dar nu mai candidează, sau poate candidează pentru chestia europeană, să fie forțați la niște decizii bruște în favoarea noilor rechini. Pentru că, nu? Sau noi, sau vechii rechini. Noi, că în locul lui Soros poate vine Fisu, în locul lui Benny Steinmetz poate trimite Mossadul pe altcineva, nu? Deci va fi o viermuială pe subiectul aurului în vara asta, în România. Văd că n-ai înțeles. Eu zic că acești mari rechini pe aur, ei sunt mulțumiți cu producția mondială acum. Dacă BRICS-ul nu hotărăște să se cumpere niște mine în Africa și să nu folosească alte părți ca să stăpânească foamea de aur, momentan mari investitori americani sunt confortabili cu prețul ăsta de sus. Nu, eu am înțeles ce ai zis. Numai că având România la îndemână, având-o ca breloc, că România e un breloc acum. În Africa trebuie să te bați, trebuie să vezi acolo, că toți sunt pe teren. În România sunt doar americanii pe teren. Deci dacă se deschidea de mâine mina, România poate livra 16 tone pe an. Asta însemnând undeva la 4,8 sau 4,9 din producția mondială. Cel mai mare producător de aur din lume sunt Statele Unite ale Americii. Nu știu dacă e interesat să-și coboare prețul dacă se mai deschide o mină. Evident, eu când jucam pe bursă, cum se prăpădea o rafinărie, știam că se va sălta prețul petrolului. E adevărat, dar și tezaurizarea aurului contează, că altfel n-ar sta aurul românesc degeaba la Londra. Ar sta în altă parte, nu? Și aia are importanță ei în joc, pentru că noi trebuie să ne amintim că niște multe zeci de tone de aur, între 60 și 80 de tone de aur ale României, stau la Londra și pentru că au vrut să fie aduse înapoi, și pentru asta Dragnea a făcut pușcărie și Darius Vâlcov face pușcărie și astăzi. Dacă de aurul din Rusia, de aurul din Rusia, nu vrei să spui că... Bravo, nici nu mai știm cât este, unde este, până nu îl mai dă nimeni, ăsta e a nostru, am putea să luăm. Pe ăla dacă ni-l dă Putin, nici nu le cunoaște. Iar Tucker Carlson, ca să glumesc la final, n-a fost curios să-l întrebe, l-a întrebat numai de Transilvania, că el e prieten cu Victor Orban. Marius, hai să venim pe al doilea subiect acum. Ăsta oricum nu se va termina, dar am pus astăzi așa o fundiță provizorie la cel cu Roșia Montană, știm la ce să ne așteptăm. Dom'le, plouă cu bombe. Deci, firea scoasă din joc la primăria capitalei, dar vine și plusează, lasă de înțeles că ar putea candida independentă. Nicușor Dan scoate un sondaj fantomă în care, parcă ar fi citit articolul meu de vineri, îl pune pe Piedone cu 40,4% pe primul loc, înaintea lui, care are totuși 39,1%. Am zis că Piedone ar putea să aibă 40% dacă îl va susține aurul. Dar e acolo se joacă, ci că aurul are 6% sau 4% mai puțin decât are Șoșoacă, care nu contează, o prostie. Peste toate astea vine Piedone și spune: domne, am înțeles faza cu Burduja, e slăbuț, voi candida eu. Și se așteaptă anunțul lui Piedone din zi în zi și uite că tot aici se învârt treburile cum le vorbim noi la Gold FM în ultima vreme. Acum, în timpul conversației noastre, cel pe care noi l-am evocat de mult ca fiind candidatul ideal pentru oricine la primăria capitalei, pentru că e om de afaceri de succes, are nevastă faină, fostă din presă, e patronul de la Rapid, uite, 4-0 cu FCSB. Ce moment mai bun să îți anunți candidatura la primăria capitalei decât după ce l-ai umilit pe Nea Gigi Becali și ai dat 4-0 cu echipă mult mai slabcotată decât FCSB, care are jucători mai bun. De ce-i cu agitația asta și cum crezi că se va sfârși? Că mai e puțin. Adică rămânem cu Nicușor Dan, rămânem.
Rămânem cu Burduja, da sau nu? Intră Gabriela Firea independentă, da sau nu? Se bagă Piedone în competiție sau se lasă doar folosit pentru ca să fie eliminată Firea din această competiție? Și în fine, să le spunem pe toate telegrafic, dacă intrarea lui Șucu crezi că de fapt liniștește apele și va deveni următorul câștigător? Te rog. Deci Șucu rezolvă două răni. Una liberal, Burduja, care sunt disperați liberalii că se fac de râs cu el, și doi îl rezolvă și pe Marcel Ciolacu, care nu vrea sub nicio formă pe Gabriela Firea. Deci pur și simplu cele două partide comasate, să nu plecăm din emisiune până nu vorbim de Marea Comasare din Portugalia. Așa? Da, 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 asta e ultimul punct, absolut. Așa. Deci ar rezolva problema. În ceea ce privește Piedone, mai eu mă număr printre cei care. Tu zici, domne, dacă Șucu intră, probabil că va câștiga, dar oricum devine favorit și PNL și PSD nu se mai fac de râs. Asta e punctul 1. Deci la Piedone mă număr printre cei vreo 10 ziariști care au primit o grămadă de documente împotriva lui Piedone. La care eu cel puțin am zis, bă, hai să discutăm pe documente, nu știu ce, cui le-ați mai dat. Ei sunt fraieri. Și mi-au și spus. Și zic, bă, eu nu fac jocurile aici să arunc în piață ceva, pentru că nu știm dacă Piedone e marketizat, e bine poziționat, el pe inimă goală are un electorat consistent și zic, eu nu sunt pe post de killer electoral. Doi, nu cred că și el probabil că știe că sunt scăpate aceste documente împotriva lui, dar deja și-o anunțat, am văzut pe un ume de presă că în 5 aprilie ar fi conferința de lansare cu tam-tam anunțată pe surse. El de fapt dorește să preseze asupra PSD-ului, să-i securizeze candidatura la sectorul 5 și să-l pună pe fiusul pe listă. În cazul în care coaliția va stabili și Șucu va fi de acord, sau mă rog, l-au trimis băieții să fie primar general, aici e cartea lui Ciolacu de toamnă. Adică, bă, băieți, vă accept pe Șucu, independent, dar susținut de liberali, dar îmi dați președinția PSD-ului în toamnă. Deci trebuie să fie win-win. Acum o să mă întrebe ascultătorii noștri dacă Șucu va câștiga. Eu nu-l cunosc, pe nevastă s-am cunoscut-o în tinerețe, era o fată extrem de limpede și de zâmbitoare și cu scânteieri în ochi. Am fost chemat. Mă, ți-a plăcut de Diana, mă. Ți-a plăcut de Diana. Se spune că prezenta totuși știrile la TVR, adică nu era oricine, era moderatoare la TVR. Și spre rușinea mea, ocupându-mă de multe scrieri, de nu știu ce, bă, de 6 luni de zile, tot refuz invitațiile să mă duc în lojele Rapid. Pentru că m-am dat bolnav, m-am dat asta, m-am dat aia altă. Și nu m-am dus, pentru că nu vreau, de fapt, mie îmi place Rapidul, am fost și în Consiliul de Administrație 4 ani de zile între 2004 și 2008, am salvat stadionul din ghearele prietenului Copos, asta i-am povestit-o în privat cum am făcut, așa, normal că eu țin cu Rapidul și țin cu Șucu chiar dacă nu-l cunosc. Da, dar tu zici că portretul robot, domnule, om de afaceri de succes, cu echipă de fotbal mare de succes, cea mai populară din București, că FCSB e cea mai populară din România. Nu e sigur că e cea mai populară din București, dar la Rapid e sigur că e cea mai populară din București. Ar rezolva marea problemă de credibilitate a PNL și PSD și, într-adevăr, i-ar pune probleme mari lui Nicușor Dan. Întrebarea mea este mai mare decât Gabriela Firea, că pe ăsta nu-l băgăm în seama pe Burduja, că Burduja e loser. Dar mai mare decât Gabriela Firea, Șucu ar fi un candidat mai important împotriva lui Nicușor Dan decât Gabriela Firea? Măi, tu mă întrebi pe mine în calitate de expert, păi eu da, dacă bă, nu pipăi expert omul, în campanie electorală. Da, de asta dacă nu pipăi omul și nu mă uit în ochii lui și dacă fac așa un pic către el,
sare, are reacții, n-are, știe să deschidă cooperativa. Nu, portretul roboței, de ce nu e Șucu? Om de afaceri de mare succes, patron de echipă de fotbal cea mai importantă din București. Ce se mai, adică se compară cu Gabriela Firea, pe care ba o susține partidul, ba nu o susține, ăștia unii se joacă cu ea de la stânga la dreapta. Stai puțin, că dacă e așa cum se zice prin piață că Firea va candida și dacă are șanse 1%, a stricat tot meciul. Pentru că meciul i s-a stricat și ei. Poți să discuți în scenariul ăsta că până la finalul zilei de astăzi noi vom afla de la Gabriela Firea dacă nu cumva se gândește să candideze independentă. Dar asta este altă discuție. Deocamdată hai să vedem dacă ești de acord cu ce zic eu, ca să fie limpede pentru cei ce ne urmesc. Avem nu știu, trebuie să ai, încă în România nu sunt campaigner din ăștia care să găsească soluții peste noapte, ci că se deschide campania electorală în 12, astăzi. Bine, stai că te întreb atunci altceva. Dacă va candida Nicușor Dan, Dan Șucu, Gabriela Firea și Piedone, ăștia patru, cine câștigă? Pronosticul lui Ghilezan. Ei, nu dau eu pronosticul din astea. Tot o să fie pe la 21-22. Nu că după aia să se invalideze. Adică se echilibrează foarte tare lupta. Ai dat un pronostic. Da. 18-20, toată lumea și se va juca pe frumusețea dacă meciului. Dacă nu candidează Firea, dacă candidează Nicușor Dan, Șucu, Piedone. Deci cei care se vor ocupa de campania lui Șucu vor avea o mare problemă să-l demitizeze pe primar. Noi știm foarte bine că un primar în funcție este greu de bătut. Taică-meu, i-am făcut campanie în 2000 la el la sat unde era medic și lumea a votat împotriva lui ca să rămână medic. Dar atent, acum apare o situație aici. Gabriela Firea, dacă nu candidează, devine arbitru între Șucu și Piedone, adică voturile pe care le are ea, care și ea, mă, 5, 10, 15% cât are, 20%, nu mai contează cât are, contează însă dacă se duce către Șucu cu ele sau se duce către Piedone cu ele, nu? Unde se duce Gabriela Firea, la câștigă. Eu nu cred în scenariul că Piedone va intra, pentru că e destul de rațional, din câte îl cunosc eu de ani de zile, nu cred că se aruncă fără o susținere amplă. Bine, le eliminăm pe Piedone. Rămâne Șucu ca idee, că dacă se merge cu Burduja, atunci Nicușor Dan e primar, nu mai e. Adică da, știm despre ce vorbim. Dacă s-ar merge cu Șucu și cu Nicușor Dan, Gabriela Firea, practic, ar fi obligată, că ea nu poate să-l susțină pe Nicușor Dan, sau să candideze, sau să spună, domnule, asta e viața. Și atunci, de fapt, în acest scenariu fără Piedone, Șucu ar putea să fie primar cu sprijinul Gabrielei Firea. Deci toată ecuația de putere stă în mâna Gabrielei Firea și a lui Pandele. Pentru că orice ar face, ar smulge din potențialele voturi ale lui Șucu. Gândește-te că cei doi candidează pe un electorat G-dreapta, cum zicem noi în Banat, care nu e chiar atât de consistent. Pe când Gabriela Firea are electoratul foarte larg a persoanelor cu dizabilități, care sunt peste 100.000 în București, le-a dat bani lunar, mai sunt mamele. Dar nimeni nu contestă că nu are electorat. Tocmai asta spuneam, că are electorat. Și atunci îl pune în dificultate pe Șucu, oricât de buni strategi ar avea. Deci arbitru acestui meci, Șucu Nicușor Dan, în afară de ambasada Americii, lăsăm deoparte ambasada, așa, poate să fie Gabriela Firea. Dacă Gabriela Firea iese din joc, și-a terminat cariera politică. Deci ea este ca un jucător aruncat în arenă. Vezi cumva femeia de pe primul loc să fie Gabriela Firea, femeia de pe primul loc la lista de europarlamentare ca și compensație pentru faptul că nu va candida la primărie? Din sursele mele nu-și dorește așa ceva, dar nici nu poate să zic că nu. Acum să vedem cât de bărbată va fi să înfrunte situația. În cazul în care acceptă, tu știi foarte bine că noi toți vorbim de locul 1 pus de Iohannis, dar Iohannis nu pune pe Gabriela Firea. E adevărat? Iohannis va pune o odobească, o fetească, o regală. Ar fi bine dacă ar pune o regală din echipa mea pe Irina. Avem noi o extremă stângă
o pitulice de fată, da, o regală aș accepta în fruntea listei. Dar ne va surprinde. Am înțeles. Deci ne-ai spus, domne, mai stăm, dar oricum Gabriela Firea are un rol de mare arbitru în alegerile din București, mai avem timp. Zine cu Portugalia, celălalt flancul vestic european al NATO, să ni-l interpretezi din punct de vedere politic aici, în flancul cel mai estic al NATO. Te rog. Deci a apărut un superstar al patrioților, 41 de ani, Andre Ventura, a fost la poza de grup a conservatorilor europeni la sala Palatului, în urmă cu câteva luni l-am văzut în poză. O singură sursă din apropierea ta mi-a dat că în urmă cu 20 de ani era pe lista lusitană la CFR, dar acum o arunc la radio, dar în editorial n-aș avea curajul să merg pe o singură sursă, dar poate provoc prietenii tăi, da, dacă acest jucător de fotbal mare, comentator, e un fel de Ilie Dumitrescu pe televiziunile de sport, el e fost fotbalist, fost preot din ăsta fără parohie, autor la două cărți controversate privind supersexismul, contestate cu supersexism, ce a făcut punditul, așa îi se zice, punditul. Punditul este acel localnic găsit de către britanici când au invadat India. Deci în istorie, dragi ascultători, nu numai Putin a invadat, ca să fie clar, și de la Napoleon încoace sunt tot au loc invazii. Ei, punditul sportiv, ca așa îi se zice în punditul de fotbal, a reușit fantastic, a ajuns să ia 18%, făcând un arbitraj exact ce am discutat noi pe București. Deci se știe că Antonio Costa, socialistul, acuzat de corupție, dar niciodată dovedit, deci deep state-ul l-a țăpat afară de la putere din Portugalia și s-au organizat alegeri libere. A venit Pedro Nuno Santos la Partidul Socialist, așa se cheamă, Partidul Socialist. Bă, și-a organizat ăsta în 3 luni partidul, încât dreapta, alianța de G-dreapta de la ei, care se cheamă Alianța Democratică, care are 4 partide, inclusiv PSD-ul portughez acolo, reușește să ia cu 4.000 de voturi mai puțin, astfel încât unul are 28,6, celălalt 28,3, dar în obiceiul lusitan este că cele două, stânga socialistă, nu coabitează cu dreapta deja înțepenită. Și atunci am spus, el, Andrei Ventura, s-a oferit să participe la guvernare, dar problema este ca președintele statului pe cine invită să formeze guvernul. Ei, aici vine ursulismul sau ursulanismul. Băi, cheamă la o comasare și pe ei, adică socialiștii radicali cu dreapta, să facă o comasare, să salveze situația. Pentru că micuțul nou venit, Andre Ventura, nu e chiar nou, el a fost la socialiști, după aia a candidat la dreapta, într-un sătuc, a avut un mesaj nasol contra romilor români de acolo. Deci nu mai putea să-l încadrezi la o ideologie clasică. E un tip talentat, cu vorbele la el și care, ce, sus Portugalia, e suveranist într-un fel sau cum? Așa e, dar am citit portretele făcute de Washington Post și de Politico. Yahoo News scrie despre el cameleon. Mă, este un caz atipic, am spus că trebuie studiat la școală, la școala politică. Cum a fost Robert Fișo, că am fost certat de niște slovaci că n-am pronunțat bine, nu-i Fico, e Fișo pronunția, când din progresist s-a făcut suveranist. Ei, ăsta e un fel de Vadim Tudor, dar el este maniheist.
valorează binele în contrast cu, cu negrul. Fiind un om de litere și fiind foarte bun în comunicare, balează, varsă o lacrimă când trebuie, râde când pe TikTok e plin de dansuri, de muzică, el cântă la pian, când devine grav și pune pelerina. Deci n-am văzut un astfel de lider în Europa, e ceva nou. Deci există un Sebastian Domozină amestecat cu Ilie Dobreș, cu Ion Ghițulescu și cu Cristian Țopescu. Și cu un balerin, că și dansează. Și dansează. Da. Și el a crescut în alegerile din 2021, a candidat și el la alegerile prezidențiale, a câștigat 11,2%. Trendul lui este uriaș. Deci el poate rupe cu partidul lui tot ecosistemul europarlamentar din Portugal. Deci la europarlamentare tu îi prevezi acestui om atipic, om politic atipic, îi prevezi o victorie la europarlamentare peste două luni? Păi 10% ar fi diferența față de celelalte. Deci dacă nu comasează, dacă o se comasează și în Portugalia, stânga cu dreapta, e clar că e ursulanism sau sie aism, cum să zicem, dacă e același balet. Bă, nu-i mai crede pe atunci. E bun asta, ursulanismul. Dar trebuie să nu despărțim în silabe ur de sulanism. Ursulanism. Ursulanism. Cu asta închidem, prieteni, foarte interesant ce ne-a spus Marius Ghilezan. N-avem corespondent de comentator balerin de ăsta în politica românească, că nu-i niciunul, dar avem exemple de ursulanism văzut bine din biblioteca de la Crevedia, de acolo de unde ne-a spus multe lucruri interesante astăzi Marius Ghilezan. Continuăm un pic discuția asta externă și cu Mihai Neamțu, dar vă rog să ne urmăriți în continuare, pentru că îi descifrăm jocul lui Victor Orban la braț cu Donald Trump, pentru că în cazul în care Trump câștigă, în mod evident Victor Orban va deveni liderul regional. Și apoi atunci să ne ținem noi cu Zelenski în est și cu Victor Orban în vest, noi fără lideri. Vai șamar de capul nostru a fi. Revin în două minute cu bănățeanul Mihai Neamțu. Dom'le, luni e ziua bănățenilor, Ghilezan și Neamțu, ăștia amândoi din Timișoara. Marți e ziua ardelenilor, SRS și Romoșan, Brașov respectiv Orăștie. Miercuri e mai amestecată, da, și joi e amestecată. Deci luni și marți avem zile clare apropo de regiunile istorice. The Beatles, Ticket to Ride, imediat mă întorc.